17 лет живем, что дрепту журитик, что дрепту морал, совурбим здесь при старе диурденцик. Ам конвинс интрига фракционе прима дат, ам вот ад, интруду через честь истер диурденцы, шам зиз дела часто ин трибуны, ша апропо, ам авут першепе, где бу, май, де вурбит май путин, ша май мул де факут. Ка ну есть невое де вурбит аты де мулт, фэра супраре дуамна преминістру, Cred că trebuie să vă clarificați cu speechwriter-ul că acest speech nu ține de subiectul cu care nimijlocit acum sunteți în Parlament și anume hotărâre privind prelungirea stării de urgență. Noi înțelegem situația dramatică din Ucraina, context, inflația mondială și mai departe. Dar foarte exact să spuneți pentru ce se introduce această stare de urgență. Vă rog măcar pe viitor, 1, 2, 3, 4, să știm pentru ce votăm. Fără aceste abordări, iarăși patetice, ideologice și colegii dumneavoastră înceapă iarăși a ataca opoziție și să vorbească despre diferite ambasade. Va veni timpul, vom vorbi despre ambasade, despre mesaje din ambasade, despre coordonări cu ambasade. Dar ce are asta cu subiectul respectiv? Eu în premieră am văzut că s-a laudat, apropo, doamna prim-ministru, cu rezultate. Și a enumerat aceste rezultate. Și printre aceste rezultate am auzit ceea ce am votat noi împreună, unanim, la Parlament, adică în regim ordinar, în regim constituțional, prin Parlament, am aprobat programe sociale, ajutoare pentru cetățeni. De ce este nevoie de spus că aceste lucruri a făcut Comisia pentru situații excepționale? Dacă acest lucru nu este așa. Doi. La sigur, dumneavoastră aveți toate instrumente, parlament funcțional, 63 de colegi care pot vorbi despre Ucraina, despre probleme și despre ideologie. Prim-ministru trebuie să vină cu 1, 2, 3, 4. Eu în premieră am văzut că să fie aplaudată decizie pentru introducere stării de urgență. De un an trăim, mai trăim încă un an și aplaudăm. Știți în România, Polonia și Bulgaria de ce nu s-a aplaudat în parlamentele lor? De aceea că ei nu au introdus stare de urgență. Deși Polonia a primit cel mai mare număr de refugiați, au gestionat bine, au încadrat în câmp de muncă, au oferit prestații sau de servire medicală, au organizat cazare fără stare de urgență. Starea de urgență este o măsură extraordinară care permite de a opera chestii de moment. Cu frontieră. S-a rezolvat încă din februarie-martie. Noi am fost acolo cu colegii împreună cu Apeleu, cu reprezentanții Cancelariei de Stat. S-a rezolvat. Înseamnă că această cauză nu mai este adecvată. Dar România, Polonia și Bulgaria au introdus un șir de măsuri în vederea controlării sectorului bancar, plafonării prețurilor la produse alimentare. Au stăpânit pofta companiilor petroliere. La noi se votează legea liberalism, libertate pentru companii petroliere. Și apropo, situația excepțională. Nu era cazul să interveniți către companii petroliere, care nu știu ce fac cu banii, supravenituri în perioada de criză. Băncile comerciale. Nu era cazul să interveniți prin măsuri excepționale. În 6 luni de zile acestui an, 1.600.000.000 de lei profit oficial. Record în acești 30 de ani, absolut, total. Și noi nu intervenim. Banca Națională spune că guvernul este responsabil, a plecat ministrul finanțelor, că guvernul este responsabil de inflație, doamna Gavriliță și ministrul finanțelor spune că Banca Națională este responsabilă de inflație. Dar spuneți-mi, vă rog, prin situația excepțională, ce ați făcut cu Banca Națională? Răspund, zero, nimic. Ce ați făcut cu ANRE-ul? Zero, nimic. Înseamnă că și BNM și ANRE sunteți ok. Unde sunt acele măsuri novatorice, măcar o propunere, măcar un pas curajos, ca să demonstrați că această stare de urgență a ajutat un cetățean din Republica Moldova? În rest, veniți în Parlament, convingeți și aici să discutăm soarta fiecărui leu din banii publici, că capitalizarea aceasta Energo.com va avea consecințe juridice grave. S-a vorbit aici despre justiție. Justiția aveți selectivă, politică și această justiție deja este clar că are un nume politic, dar cu capitalizarea Energo.com vor fi chestiuni, întrebări și de ce nu pe viitor și dosare. Că sunt banii publici, veniți în Parlament, aveți colegi, dacă ne convingeți și pe noi, votăm și noi, dar haideți să discutăm unde și cum alocăm banii publici. Ori scriu toți experții, nu doar domnul Ioniță, despre acele întrebări, cu achiziții, cu negocieri,
De ce noi negociem ceea ce trebuia de negociat în mai? Discutăm și negociem în octombrie. Sunt multe întrebări. Dar la sigur nu ne-ați convins că această stare de urgență, prelungirea acesteia, va aduce careva beneficii. Am auzit iară discursuri patetice, atacuri la adresa opoziției, ați primit și niște răspunsuri. Am avut acest ping-pong. Dar ce să zicem cetățenilor? Ce a furnizat astăzi Parlamentul? Iată, am avut posibilitatea să votăm 3, 4, 5, 6 proiecte de legi. Bune, cu derogarea de la unele norme. De ce nu? Noi trăim în această țară și haideți să facem unii lucruri. Nu, haideți guvernul să decide noapte ce face cu banii publici. Nu ne-ați convins, doamna Gavriliță? Nu vom vota prelungirea stării de urgență și nu avem ce face astăzi aici în Parlamentul Republicii Moldova, că nu vedem valoarea adăugată, urmarea că deputații sunt prezenți în sală. Vă mulțumim!